Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Studioului Politic. Sunt Anca Suciu, vom discuta din minut în minut cu prefectul Capitalei despre măsurile care sunt luate în capitală, se prelungesc restricțiile în București, toate detaliile în câteva minute. Înainte de asta însă aș vrea să ne uităm înspre Iași. Primăria Iași riscă să se închidă, iar serviciile publice să fie suspendate. O spune chiar edilul Mihai Chirica. Orașul nu are un buget pentru acest an aprobat în Consiliul Local. Și discutăm chiar acum cu liberalul Mihai Chirica. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, bună ziua tuturor! Este așa alături este. De noi și președintele USR Plus Iași, Cosette Chichiro. Bună ziua și dumneavoastră! Bună ziua, bine v-am găsit! Înainte de întrebări, aș prezenta contextul pentru cei de acasă. După 8 ore de ședință, ne-au spus jurnaliștii de acolo, bugetul a fost respins, componența politică în Consiliul Local e de partea PNL și USR Plus, doar că, deși sunt la guvernare împreună, nu au votat împreună la Iași. Mai exact, 11 consilieri are PNL, 9 USR Plus, 5 are consilieri are Partidul Social Democrat și 2 consilieri sunt de la PMP. Pentru a putea fi aprobat bugetul, erau necesare de 14 voturi, dar numai PNL și PMP au votat în favoarea proiectului, USR Plus s-a abținut. Așadar, domnule primar, de ce comparați această perioadă a Iașului cu epoca Dragnea, că am văzut o declarație pe care ați făcut-o? Chiar și mai rău decât atât. Și îmi pare rău că n-am știut cu cine sunt în discuție, pentru că, sincer vă spun, aș fi acceptat. Sunt un om a dialogului, dar după zeci de ore de dialog și cinismul cu care a fost tratat orașul, pentru mine discuția a luat sfârșit în noaptea trecută. Mai rău pentru faptul că nu discutăm doar despre politică. Mai sunt oameni care mai gândesc și mai departe de politică când vorbesc despre oameni. Și știu despre ce vorbesc atunci când fac calcule politice. Mi-ar fi fost foarte ușor să găsesc orice altă soluție, dar am spus nu. Mergem până la capăt și toate formațiunile politice trebuie să-și găsească rezonanță în bugetul local. Oameni fără viziune, cu foarte multe greșeli, au cerut inclusiv să finanțăm un proiect pentru Timișoara. Nu s-a mai întâmplat încă în Consiliul Local să cer finanțare în Iași pentru Timișoara. Nefundamentate din punct de vedere juridic, cerințe care duc la distrugerea fondurilor de salarii, excluderea unor compartimente din poliția locală, dizolvarea poliției călare și alte lucruri în condițiile în care viața ieșenilor și a românilor este în altă direcție. Deci, iresponsabilitate din punctul meu de vedere majoră, sindicatele sunt deja mișcate, sunt în stradă și nu se vor opri până când Iașul nu va beneficia de un climat normal de viață. Cosette Chichiro, vă rog, de ce s-a abținut USR Plus? Noi am avut două cerințe majore de la domnul Chirica: să găsească soluții pentru a crește veniturile Iașului și, doi, să găsească soluții pentru a scădea cheltuielile și a digitaliza. Și le-ați rezolvat amândouă. Le-ați oprit și veniturile și cheltuielile. Domnule Chirica, eu nu v-am întrerupt. Dar eu nu mai discut cu dumneavoastră, doamnă. Deci am întrerupt totuși dialogul dumneavoastră pentru că ați mințit. De 4 ani de zile mințiți ieșenii. Inclusiv dimineața ați dat un comunicat în care a spus că avem 88 de milioane. Și eu să vă rog să vă opriți, domnule Chirica. Nu acceptăm atacuri la persoană, încercăm să avem o civilizată. Nu cu dumneavoastră, cer mii de scuze, am oprit orice dialog după 26 de ore de negociere în care ne-ați tratat cu dispreț. Nu mai port dialog cu domnia dumneavoastră. 26 de ore sunt foarte puține pentru soarta Iașului. Sunt Iașul nu are un parc industrial. Domnule Chirica, vă rog tare mult ca să înțelegem. Doamna Cosette Chichiro, mai puțin. Domnule primar, vă rog tare mult. E foarte important ca și cei de acasă, cu siguranță ne urmăresc și ieșenii, și e important să urmărească întreaga țară, pentru că noi suntem acum martori unei perioade de pace în coaliție și asta se așteaptă oamenii acum de la PNL și USR Plus, să colaboreze. V-am ascultat, domnule primar, punctul de vedere. Vrem tare mult să aflăm și punctul de vedere al USR Plus și vă voi da cuvântul din nou pentru o replică. Sigur că da. Vă voi reveni la dumneavoastră. Vă rog pentru decența dialogului să înțelegem cu toții ce s-a întâmplat. Cosette Chichiro, da, vă rog frumos. Vreau să revin la subiectul cu veniturile. Toți clujenii câștigă cu 50% mai mult decât toți ieșenii. Da? Asta vedem din bugetul local Iași, bugetul local Cluj. De ce? Pentru că în Cluj-Napoca sunt parcuri industriale, sunt mulți angajatori care nu sunt numai din IT. Și noi am cerut primarului Chirica să vină cu soluții pentru aceste parcuri industriale și logistice, nu doar cu studii și schițe, să ne spună exact pe care teren se va face ce, pentru că nu mai putem să stăm
sărăcia Estului. Ori, aceste lucruri nu s-au întâmplat. Nu avem o soluție reală. Ala Fortu s-am înțeles că nu se poate. N-ați citit niciodată proiectul de buget. Cumpărați un teren. Și am stabilit împreună acest lucru și l-am pus în buget. Mințiți și nu vă las să mințiți. S-a săturat România din minciunile dumneavoastră. Mă iertați, mințiți. Ăsta nu este dialog. E dialogul minciunilor. Nu vrem să mai auzim minciuni. Era în buget prins. N-ați citit. Domnule Chirica, nu știm în acest moment care este motivul pentru care USR Plus s-a abținut la votul pe bugete din Consiliul Local. Vă rog tare mult să ascultăm și pe doamna Chirica, pe doamna Cozetti Chirou. Revin la dumneavoastră, domnule Chirica. Consilierii municipali Iași, ca și cum au avut o victorie după 11 ore de negocieri. Să avem venituri mai mari la bugetul Iașului și să avem cheltuieli mai mici prin digital. Doamne primar, vă rog tare mult. Nu mai pot să ascult această doamnă. Nu face politică, ci luptă împotriva ieșenilor. Nu este normal să veniți la negocieri să spuneți pentru culte zero. Deci este împotriva structurii acestui stat. De acord, nu trebuie să facem catedrale, ci și spitale. Dar nu putem să spunem la culte zero. Este împotriva structurii acestei națiuni. Nu știți nimic despre istoria acestei națiuni. Luptați împotriva fibrei acestui popor. Domnule Chirica, eu nu v-am atacat la persoană și nu v-am caracterizat în niciun fel. Dacă nu mai pot să vă ascult minciunile, am săturat de 4 ani de zile și mințiți. O să vă rog să priviți această hârtie cu atenție și să o studiați. După care o să vedem cum mai stăm în Parlamentul României. Despre ce este vorba? Ce hârtie ne-ați arătat? Este despre incompatibilitatea doamnei Chichirou, care este ascunsă de aproximativ 3 ani de zile de ani la sesizarea noastră prin funcția de administrator a unei companii în afara granițelor țării. Și a confirmat până la urmă statul Massachusetts faptul că ați deținut calitatea de administrator timp de 2 ani jumate. Domnule Chirica, este și acum, domnule primar, vă rog tare mult să ascultăm pe doamna Cozetti Chirou. Neapărat, avem nevoie de o replică. Din disperare, domnul Chirica aduce în discuție alte subiecte care sunt complet. Uitați confirmarea de la Direcția de Finanțe trimisă ieri. Domnule primar, este un dialog. Am ascultat argumentele dumneavoastră, vă rog tare mult. Nu politic responsabil oricând, dar nu cu doamna Chichirou. E important să avem punctul dumneavoastră de vedere, pare doar o acuzație pe care o faceți, dacă nu avem și punctul ei de vedere. E foarte important să avem ambele opinii în această problemă. Vă rog tare mult, Cozet Chichirou. Da, mă surprinde atitudinea domnului Chirica, pentru că 26 de ore de discuții nu sunt suficiente pentru a rezolva niște probleme. Noi pentru nu suntem mulțumiți de rezultatele acelor discuții. Capacitatea intelectuală a noastră cred că nici 30. Eu vă spun că n-ați citit proiectul niciodată. Trebuie dumnealui să discute. Domnul Chirica trebuie să discute în continuare cu noi, cei de la USR Plus, cei colegii lui de la PSD au ieșit din sală. A cerut proiecte pentru municipiul Timișoara, mă iertați. La votul pe buget. Deci singurii posibili parteneri suntem noi, cei de la USR Plus. Noi suntem dispuși să votăm un buget. Nu dumneavoastră, dar nu poate niște oameni responsabili. Mine nu veți sta în dialog niciodată. Nu mai suntem în epoca Nichita. Nu mai suntem într-o epocă în care dumneavoastră conduceți... Domnule primar, o să-i rog pe colegi să vă lase sunetul mai jos în situația asta. E foarte important, din decență și din responsabilitate și din respect pentru cei de acasă, să o lăsați și pe doamna Chichirou să vorbească. Dar în acest moment nu aveți un dialog nici cu mine, pentru că nu mă ascultați, v-am rugat de câteva ori să ne lăsați să urmărim firul acestei povești. Odată avem bugetul. De ce USR Plus a obținut de la buget doamna Chichirou și apoi la acuzația pe care vă face primarul Chirica referitor la ANI? Da. Revin la buget, pentru că ăsta este subiectul de astăzi. Noi avem două cerințe mari, după cum am spus, să ne asigurăm că veniturile cresc prin atragerea unor angajatori mari și vrem să știm de la primarul Chirica unde va fi acest parc industrial și când, pentru că nu avem un răspuns clar. De la Fortus ne-a spus că nu putem avea așteptări mari. Poate vrem să cumpărăm un teren. Da? Dați dumneavoastră, domnule Chirica, o declarație în scris, ca să nu-mi spuneți mie că eu mint. Dați dumneavoastră o declarație despre unde veți deschide parc industrial, că sunteți primar. Și a doua cerință este reducerea cheltuielilor de funcționare. Avem acum 600 de angajați în primăria Iași, propus 630. Noi am propus să scădem acest număr și să alocăm 15 milioane de lei către investiții în școli. Și în paralel, bineînțeles, să digitalizăm primăria. Pentru că, domnule Chirica, numărul, doamnă, sunt foarte multe plângeri de la ieșeni pe autorizații de construire.
cu angajați sociale, pe plimbare la cheie. Înțelegeți, primăria Iași nu funcționează bine pentru cetățeni. De ce să nu economisim de pe urma dumneavoastră care cheltuiți peste 100.000 de lei minim pe lună? Sunt oameni care muncesc și țin 500.000 de oameni în spate. Sunt oameni care muncesc. Cheltuielile materiale pe Cluj, 250 de milioane mai mult. Spuneți că cheltuielile sunt în regulă la primăria Iași? Absolut corect. Le urmăresc leu cu leu. Sunt singurul care am redus și am țipat împotriva legii salarizării unice. Respectați legile pe care le-ați votat în Parlamentul României. Schimbați legile și eu le voi aplica. Dar făceți-vă treaba în Parlament. Și veniți pe urmă pe tonul acesta. Ce le spuneți ieșenilor care așteaptă de 4 ani autorizații de urbanism? Sunt ieșeni care așteaptă de ani de zile? Nu aveți un registru transparent, pentru că primăria nu este digitalizată și nu... Autorizațiile se publică prin lege. Citiți legea. Păi da, dar dumneavoastră nu le-ați publicat pentru că nu le-ați dat. Ieșenii se încă așteaptă de ani de zile. Autorizație. Nu știți legea. Nu urmăriți. Sunteți dezinformată. Ne puteți răspunde la o întrebare urmărindu-vă? Ce se va întâmpla mai departe? Iașul nu are buget. Cum veți reuși să cădeți de comun acord? Dar trebuie să cădem de comun acord? E nevoie de 14 voturi. Cum veți face? Cum le veți face? Doamna Cozeti Chirău, va trebui să discutăm mai sus de dumneavoastră. De ce râdeți, doamna Cozeti Chirău? E absurd, domnul Chirica, e absurd. Nu mai sus de mine, mai jos de mine. Dar mi-asum, eu mi-asum acest lucru, doamnă. Eu, din păcate, pentru noastră, eu mi-asum această chestiune. Noastră nu v-ați asumat nimic din politica de la Iași. Absolut nimic. Deci, consilierii locali nu se reprezintă să pătească buget. La cine veți merge, domnule Chirica? Când vă referiți mai sus, vreți să spuneți că veți duce această problemă în coaliție? La liderii coaliției? Este o criză în coaliție. Iașiu nu este comuna nu știu care. Este o criză în coaliție. Exact. Și dumneavoastră ar trebui să fiți în seară de către USR după 11 ore de ședință. Sunteți un primar de comună, asta e greutatea dumneavoastră și trebuie să vă comportați de la ora 12 până la 22:30 și v-ați bătut joc de noi. Există posibilitatea, domnule Chirica, ca acest buget să fie votat cu ajutorul Partidului Social Democrat, de exemplu? Există. Și se va întâmpla în zile? Ce se întâmplă în zilele următoare? Nu știu. Dar nu cu doamna Chichirău. Asta este situația, aceștia sunt oamenii responsabili, nu pot să țin un oraș blocat pentru... Sindicatele sunt 6.400 de angajați pe care îi susținem, doamna Chichirău. 6.400 de salarii blocate, peste cele 12.800 de persoane cu dizabilități și însoțitori. Domnule primar, nu putem plăti centrele care de sunt punctele nevralgice în acest buget și unde trebuie să negociați? Care sunt problemele? Unde nu vă înțelegeți? S-a negociat linie cu linie timp de 11 ore și s-au aprobat toate cerințele legale. Nu pot să aprob finanțarea proiectului Digital Timișoara, nu pot, nu-mi dă voie legea. Nu pot să aprob reducerea listei de plată la personal, că mi-i interzice legea. Personal. Nu și se acum, poate, doamnă, citiți legea, stați în Parlamentul ăla degeaba. De personal. Nu se poate, doamnă, citiți legea, stați în Parlament degeaba, habar nu aveți ce înseamnă cheltuială de personal. Nu se poate. Angajații trebuie să-și primească salariile. Domnule primar, nu credeți că limbajul dumneavoastră nu este unul potrivit pentru o emisiune de televiziune în care sunteți urmărit și de electoratul dumneavoastră, de oameni mai în vârstă, de oameni tineri, care poate să uite la dumneavoastră ca fiind un model? Îmi cer mii de scuze. Sunt foarte deranjat de modalitatea în care ne-a umilit această doamnă și este ultimul dialog. Dacă știam, nu intram în dialog cu dumneai. L-am întrerupt și astăzi pe Antena 3, l-am întrerupt de fiecare problema. Dată și pe radio. Eu sunt dispusă să dialoghez nu vreau să întrup Chirica, această legătură, pentru că vă respect, dar noi doi nu mai intrăm niciodată penal, în dialog. Sunt urmărit penal. Bine. Domnule Chirica, sunteți urmărit penal și noi totuși vorbim cu dumneavoastră, pentru că vrem să trecem un buget. O să vedem înțelegeți? Mai departe. Vrem să trecem un buget și atunci, haideți să stăm de vorbă, să vedem nu cum reducem cheltuielile de personal, că știți foarte noi bine, nepotismele din primăria Iași au făcut în conjurul țării, domnule Chirica. Trebuie să rezolvăm doamna Cozeti Chirău, în privința bugetului Iași, pentru că dincolo de polemica evidentă în această relație dintre PNL și USR Plus la Iași, care sunt lucrurile pe care le cereți în privința acestui buget? Astfel încât să se închidă discuția, pentru că e nevoie de un buget.
Exact. Cerem scăderea cheltuielilor de personal din primăria Iași de la 65 de milioane la 50 de milioane, deci o scădere cu 15 milioane, și alocarea acestor bani către investiții în școli. Asta este principala noastră cerere. A doua cerere este o promisiune fermă pentru un parc industrial. Vrem să știm locația și cu cine se discută dezvoltatori de parcuri industriale, astfel încât să putem să aducem de anul viitor mai mulți bani la bugetul local. Acestea sunt cele două cerințe mari ale noastre. Domnule primar, sunteți de acord cu ele? Da, din următoarea perspectivă vă voi răspunde, cu scuzele de rigoare pe care sunt obligat să vi le acord. Ce vreau să spun este următorul lucru. Scăderea cheltuielor de personal nu se poate face în temeiul legii. Bani pentru școli am găsit din altă sursă și am explicat acest lucru și ieri și s-a și scris acest lucru. Parcul industrial Iași este înființat prin decizia Consiliului Local din legislatura trecută, în anul 2019, după ce am reușit să obținem 26 de hectare din fostul Fortus, ne-am judecat 3 ani de zile cu statul român. Lucru pe care doamna îl știe, de asta am spus că minte când respiră. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. Câte companii funcționează în acel parc industrial? Numai o singură întrebare. Câte companii funcționează în acel parc industrial? Cred că am întrerupt legătura, domnul primar. Rămâne această întrebare. Urmează să vedem ce se întâmplă acolo. Doamna Chichirou, când e următoarea ședință, următoarea negociere pe acest buget? Nu am reușit să aflăm asta. Îmi doresc cât mai repede să ne întâlnim. Ne putem întâlni astăzi, mâine, poimâine. Ați văzut că domnul Chirica este foarte supărat, a luat-o personal. El crede că este primăria lui sau bugetul lui. Nu este. Noi suntem deschiși la dialog, v-am spus foarte clar ce cerințe avem. Vrem să vedem că Iașul se mișcă înainte și nu rămânem doar la panseluțe și gazon. Cosette deci Chichirou, președintele USR Plus Iași, în direct alături de noi. Vă mulțumesc pentru prezență. A fost și primarul Iașului, Ion Chirica. Alături de noi este prefectul capitalei. Bună ziua! Bună ziua! Se prelungesc măsurile de restricție în capitală, să înțelegem. Da, cum anume, ce se întâmplă? Se prelungesc măsurile pe care le avem, măsurile sanitare pe care le avem astăzi în vigoare, vor fi prelungite pe următoarele 2 săptămâni. Desigur, cu condiția să nu scădem sub 3,5% la 1000, atunci vom regândi măsurile respective. Există unele derogări de la măsurile pe care le știm, și anume în următoarea vineri, pe 30, așa cum se întâmplă și în vinerea aceasta, magazinele vor avea programul prelungit până încă 2 ore, adică până la ora 8. Iar în noaptea de înviere, circulația va fi liberă pentru toți oamenii care vor să meargă la slujba de înviere, pe tot parcursul nopții, adică între 8 și 5. Fără a mai avea nevoie de... Fără a avea nevoie de niciun fel de declarație, ei se pot deplasa liber între biserică și casă. Pentru această duminică este sărbătoarea florilor. Care vor fi, cum vom circula, care vor fi restricțiile? Sunt aceleași măsuri care erau în vigoare și până acum, adică avem magazinele deschise până la ora 6, circulația permisă până la ora 8, în afara locuinței. Aveți în acest moment o viziune de ansamblu cât la sută din populația Bucureștiului s-a vaccinat și când... Aproximativ 20% din populația Bucureștiului se vaccinează. Numărul de vaccinări pe zi este undeva, a crescut de 3 zile, undeva la 13.800, adică a depășit 13.500 în mod constant în ultimele 3 zile. Înainte era undeva în jur de 11.000, 11.500. În acest ritm, ritmul trebuie accelerat, pentru că dacă rămânem la acest plafon, nu o să ajungem să avem o vaccinare suficient de, sau o imunizare suficient de mare până în toamnă, când ne-am dorit să avem restricțiile eliminate cu totul. Dacă rămânem la acest plafon, în 1 iunie mai putem spera la relaxare? O parte a relaxării vine din indicatorul de infectare și vedem că indicatorul de infectare este în scădere. Acum, astăzi, suntem la 4,15. Dacă se păstrează trendul și trecem peste sărbători fără probleme majore, și nu văd de unde ar putea să apară, pentru că lucrurile sunt destul de bine organizate, atunci trendul se va menține și atunci vom scădea sub 3 la 1000, când începem ușor-ușor să redeschidem anumite lucruri. Când am putea spera la relaxare în București? De exemplu, în această perioadă prelungiți măsurile de restricție pentru o perioadă de 14 zile. Dar dacă intervine și vom scădea sub 3,5 la 1000, deja ieșim de sub imperiul acestor reguli, care sunt prevăzute între 4 și 7,5,
dar ele se schimbă la trendul scăzător la 3,5 la mie și apoi dacă ajungem la următorul prag de sub 3 la mie, avem alte reguli care intră în vigoare. Au dat roade aceste măsuri de restricție? Aș spune că da, au dat roade. Scăderea nu a fost la fel de panta, de scădere nu a fost la fel ca panta de creștere din martie. A fost ceva mai lentă, însă eu zic că au dat roade. Suntem de la 7, a fost o perioadă staționară între 7 și 7,1 și acum am ajuns la 4,15 și trendul este clar de scădere și se va păstra. Deci măsurile au funcționat. Măsurile de protecție credeți că au funcționat în principal? Adică da, măsurile, restricțiile? Măsurile de protecție au funcționat și asta se datorează în primul rând cetățenilor care au înțeles importanța și le-au respectat. Derogări în afară de sărbătoarea pascală vor fi? De Ramazan. Alte derogări nu. Ce dată e? În... Următoarea săptămână după Paște, 8-9. Și va fi aceeași derogare? Aceeași derogare pe perioada nopții, credincioșii vor putea merge la lăcașul de cult și se vor putea întoarce. Vor putea circula liber. Au venit destule mail-uri pe adresa redacției în această perioadă din partea proprietarilor de cafenele, restaurante. Vorbim din nou de domeniul acesta, Horeca. Primăvara destul de capricioasă, nu e vreme atât de bună pe cât sperau. Și întreabă destul de mulți ce fac în situația în care au angajații deja vaccinați, dacă ar putea, de ce nu ar putea funcționa? Aveți un răspuns? Deocamdată suntem pe aceste reguli. În general, măsurile de protecție vizează două lucruri, și anume durata și frecvența interacțiunilor sociale pe care noi le avem în afara familiei sau în afara mediului familial. Adică ne întâlnim cu anumite persoane cu care în mod normal nu ne întâlnim. Când mergem la cumpărături, la saloane, la baruri și așa mai departe. Ei, reducând numărul acesta și frecvența și durata, atunci reducem în mod logic și răspândirea virusului. Evident că acolo unde în cafenele și baruri lucrurile sunt mai relaxate și atunci nu putem să permitem, dacă suntem la o rată de infectare mare, și acum suntem încă la o rată de infectare mare, sigur, privind 7-4 pare mic, dar nu este mic. Este totuși o rată mare de infectare și dacă ne uităm și la numărul de oameni care sunt în spitale astăzi, numărul este mare și ne uităm la, de fiecare dată, ar trebui să ne uităm la numărul oamenilor care sunt grav afectați, adică cei care sunt în ATI și sunt intubați și acum depășim câteva sute. Deci suntem undeva spre 400 și aproximativ 200 de oameni intubați, nu știu numele exacte, dar cam aici suntem. Presiunea, în București vorbesc, presiunea pe sistemul sanitar este în continuare mare. Deci nu putem permite o relaxare și o mărire a duratei și numărului de interacțiuni sociale. De aceea, măsura de a relaxa, să spunem, regulile pentru Horeca va fi luată doar la momentul la care vom ajunge sub 3,5 la mie sau sub 3 la mie, unde sunt alte măsuri. Se nu pot credeți deschide că și ar la fi interior. O soluție dumneavoastră personal? Nu vedeți asta o variantă de lucru pentru perioada următoare? Că trebuie să ne obișnuim să trăim cu acest virus. Să răsplătiți antreprenorii din domeniul Horeca care promovează vaccinarea în rândul angajaților să fie ajutat să funcționeze. Cum vedeți această abordare? În rândul angajaților, de regulă, transmiterea virusului nu este foarte mare. Ne uităm și astăzi am avut o discuție, de exemplu, cu industria de beauty, cu saloanele, care și ei reclamă același lucru, faptul că au măsuri stricte, că între salariați practic nu s-a transmis virusul, că promovează și ei vaccinarea. Deci nu e numai problema Horeca, ne uităm la lucrurile astea. Și ce solicitare au fost? Să funcționeze inclusiv atunci când rata de incidență ajunge la 7? Să poată funcționa, de exemplu, pentru că și ei sunt controlați, de exemplu, de DSP, la fel cum sunt unitățile sanitare, pentru că ei trebuie să respecte niște norme de igienă sporite față de alte. Și care a fost răspunsul dumneavoastră pentru ei? Același răspuns pe care l-am dat mai devreme pentru Horeca. Atâta vreme cât suntem sus, trebuie să limităm interacțiunile. Cât limităm interacțiunile, nu putem să le limităm doar parțial. Excepțiile care există și sunt pentru cabinete medicale și pentru farmacii, ele privesc zonele vitale, adică lucruri fără de care nu putem trăi. Suntem în pericol dacă nu mergem la medic, suntem în pericol dacă nu putem să ne cumpărăm medicamente. Însă nu suntem în pericol, nu ne punem în pericol sănătatea și viața dacă nu mergem la frizer sau la terasă. De aceea este necesar să păstrăm aceste măsuri până în momentul în care presiunea va scădea. Și cu siguranță
dacă vom putea să gândim un mecanism prin care să permitem accesul clienților, pentru că acolo e problema, nu între salariați, ci între clienți. Dacă vom putea permite accesul clienților care s-au vaccinat sau care sunt testați, au fost niște inițiative și au fost niște discuții, atât la inițiativa, la propunerea Horeca, cât și discuții în cadrul guvernului, sunt discuții de a permite clienților să intre în restaurante pe baza certificatului de vaccinare sau a testului care să fie făcut înainte de a intra în restaurant. Dar mai întâi în ce fel sunt discuții? Adică au fost făcute propuneri și sunt discuții cum anume poate fi implementat lucrul ăsta. Pentru că nu e, sună simplu. Hai să testăm toată lumea care intră în restaurant, și dar trebuie gândit foarte bine fluxul respectiv. Pentru că, de exemplu, testarea presupune și producerea de materiale biologice care trebuie aruncate și acolo sunt niște reguli stricte de cum anume sunt păstrate, colectate, transportate și distruse. Deci trebuie să te gândești la toată problematica asta și să vedem dacă este capacitatea, pentru că dacă faci un singur restaurant să funcționeze în felul acesta, e o treabă. Capacitatea e mică, nu ai probleme deosebite, dar trebuie să scalezi și să te gândești la tot Bucureștiul, câte restaurante sunt. Înțeleg de la patronatele din Horeca că aproximativ 40% din toate businessurile de Horeca sunt concentrate în București, deci e foarte mare, e foarte mare densitate aici. Trebuie să ne gândim cam ce ar însemna asta din punctul de vedere al colectării tuturor, de exemplu, numai un exemplu, din punctul de vedere al colectării tuturor acestor deziduri biologice, dacă se poate sau nu face. Sunt discuții tehnice care trebuie avute. Și care sunt variantele? De când ar putea funcționa un asemenea scenariu? De exemplu, certificatul de călătorie se vorbește de luna iunie, nu? Certificatul de călătorie, da, se vorbește de luna iunie. Aceasta este o inițiativă europeană. Exact. Da. Dar pare o variantă românească, o variantă locală a unui asemenea certificat. Ați spus un certificat cu care să mergem la restaurant sau testarea rapidă la restaurant? Ambele au fost propuse. Dacă vorbim doar de certificat, e ceva mai simplu. Am certificat un buzunar, sunt vaccinat, pot să intru. Însă aici se pune o problemă de moralitate mai degrabă. Adică dacă este ok să facem discriminare, având în vedere că sunt doar 20% dintre oameni care sunt vaccinați în momentul de față. Și nu este vina celor care stau să aștepte să se vaccineze. Deci, cumva. Certificatul la care faceți referire este același cu certificatul european sau e altul, unul în România? Nu, deocamdată nu există niște reguli ați spus pentru că România. O variantă, dar ar putea să fie o variantă, dar v-am spus că, având în vedere numărul mic, deocamdată, de vaccinări, nu cred că este ceva fezabil. La ce număr de vaccinări ar trebui să ajungem ca dacă să ne uităm la model, dacă ne uităm la modelele de afară, Israelul a început să dea drumul la peste 50%. Când credeți că vom ajunge în București la o populație de peste 50% vaccinată? Nu știu dacă trebuie să vorbim doar de București. București este o parte a țării, știm că se circulă foarte mult între București și județele limitrofe. Nu pot să iei o măsură de genul ăsta doar pe București. Ea trebuie gândită la nivel de țară. 50% la nivel de țară, având în vedere astăzi rata de 90-100.000 de vaccinări pe zi, putem să facem un calcul. Și vă întreb de București că sunteți prefectul capitalei și urmărind ritmul de vaccinare. Urmărind ritmul, ar trebui să ajungem undeva la 30.000 pe zi ca să putem să vorbim despre toamnă. Toamnă. 1 iunie mai e o dată fezabilă pentru relaxare atunci? Depinde despre ce relaxare vorbim, pentru că avem o dată renunțarea la mergem la restaurante, să renunțăm la mască? Da, de exemplu, în momentul în care ajungem cu rata de incidență sub 3 la mie, încep să se redeschidă restaurantele în interior cu 30%, dacă ajungem sub 1,5 la 50%. Totul depinde de rata de incidență? Deocamdată depinde de rata de incidență. Până când vom dacă ne uităm înspre vaccinare, însă? Dacă ne uităm înspre vaccinare, trebuie să mărim clar viteza de vaccinare ca să putem să ne gândim că anul acesta vom putea să ajungem la un procent suficient de mare în rândul populației. Și cred că este necesară inclusiv o campanie de conștientizare pentru oameni. De asta vă întrebam dacă mai e fezabil în acest moment 1 iunie sau e prea optimist. Este fezabil. El este 1 iunie pentru vaccinarea la 50%, nu a fost niciodată, cred, pe masă. Pentru că nu ai cum până la 1 iunie să vaccinezi jumătate din populație. Mai realist, pare toamna și asta dublată și de o campanie susținută de comunicare în care populația să fie adresată pe segmente în funcție de interesele fiecare, să înțeleagă importanța acestui act. De mască în București când credeți că vom putea renunța la el?
Cred că la fel. Da, dacă ne uităm la model, atunci tot în acea perioadă. În ultimul minut v-aș întreba de divergențele din interiorul coaliției și cum ați urmărit dumneavoastră demiterea lui Vlad Voiculescu și pacea care pare că s-a așternut în coaliție. Pacea din coaliție este necesară pentru că nu văd o altă modalitate de a guverna alta decât în această coaliție la acest moment. Demiterea lui Vlad Voiculescu o consider nedreaptă, dar asta e o altă discuție. Vlad Voiculescu a fost întotdeauna deschis. Eu cred că ce a urmărit ceva corect. Modul în care a pus-o în practică, asta este o altă discuție, dar eu cred că vor continua aceste măsuri și cu noi miniștri. Am vorbit de raportări diferite în privința deceselor și a dat două exemple chiar din capitală. Cunoașteți aceste diferențe? Nu am responsabilități pe această zonă și nici vizibilitate pe cum anume să fac raportările din spitale către DSP. Alin Stoica, prefectul Capitalei, vă mulțumesc pentru prezența la Studioul Politic. Am ajuns la final, urmează acum Jurnalul Economic cu Ligia Munteanu. Noi ne revedem luni la ora 15. Vă mulțumesc pentru atenție.